Bună, Peter! În sfârșit! Bună, Heidi! Bună! Bună dimineața, căprițe! Așteaptă-mă, Peter! Prinde-mă! Heidi era o fetiță drăgălașă, care trăia înconjurată de vârfurile mărețe ale Alpilor. Chiar dacă părinții săi muriseră, nu se simțea deloc singură sau tristă. Locuia împreună cu bunicul ei, un om aspru, dar cu o inimă de aur. Fetița era cât se poate de fericită și n-avea nicio grijă. Heidi avea un prieten foarte simpatic, pe nume Peter. El ducea căprițele la păscut pe câmpiile întinse dintre munți. Munții umpleau de bucurie inima fetiței, mai mult decât orice altceva. Nu se sătura niciodată să-i privească și rămânea ore în șir cu ochii în zare, fermecată de priveliștea munților. Din nefericire, la casa bunicului veni într-o zi mătușa, care o luă și o duse departe de munții pe care îi iubea atât de mult și de bunicul ei. Așa a ajuns Heidi la Frankfurt, în casa unui domn bogat, care avea o fică, Clara, puțin mai mare decât ea. Mătușa a adus-o aici pentru că dorea ca nepoțica să locuiască undeva unde ar fi avut tot ce-i trebuia. Pentru a o îmbuna, lui Heidi s-a spus că putea să se întoarcă la bunicul său ori de câte ori ar fi vrut să-l îmbrățișeze. Dar nu era decât o minciună. Heidi avea să rămână mult timp departe de ceea ce iubea cel mai mult. Da, intră! Intră! Adevăratul motiv pentru care Heidi fusese adusă în această casă era pentru a-i ține companiei Clarei, care nu putea să meargă. Fetița trebuia să stea împreună cu Clara toată ziua, să se joace și să învețe cu ea. Cum te cheamă? Heidi! Poftim, mătușa ta mi-a spus că te cheamă Adelaide. Heidi e numele de Alind? Nu, doamnă, mă numesc Heidi. Cât o brăznicie, nu așa se răspunde, nu te-a învățat nimeni? Și oricum îmi par prea mică pentru a-i putea ține companie domnișoarei Clara. Pentru mine e foarte bine, domnișoara Rottermeier, și chiar simt că o să fim foarte bune prietene. Nu crezi, Heidi? Cred că Peter e foarte simpatic. Așa e, dar câteodată e un năzdrăvan. Da? Copilele se împrieteniseră într-o clipă, cum sperase Clara. Știi ceva, Heidi? Ce să știu? Mama mea s-a dus la ceruri acum mult timp, iar tatăl meu e mereu plecat în călătorie. Eu sunt mereu singură în casa asta uriașă și nu mai știu ce să fac. Nu am pe nimeni cu care să vorbesc. Oh, Clara! Dar acum totul s-a schimbat, pentru că te am pe tine, Heidi. Wow, chifle albe! Pot să iau una, domnule Sebastian? Desigur! Mulțumesc mult! Domnule Sebastian, ce e asta? Este pește cu sos alb. Ce-a spus? Adelaide! Se pare că nu trebuie să înveți numai să scrii și să citești, ci și să te comporți ca o domnișoară. Acum ascultă-mă. În primul rând, ține minte, nu se cade să vorbești cu Sebastian cât timp stăm la masă. Iar dacă ai totuși ceva să-i spui, îi te adresezi cu tu, Sebastian, nu îi spui domnul Sebastian. Ai înțeles ce ți-am spus? În al doilea rând, nu se cuvine să-ți pui pâinea în poală, este aici pentru a fi mâncată. Dar eu aș vrea să-i o duc bunicii lui Peter. În această casă ordinele nu se discută, trebuie să asculți de persoanele mai mari decât tine fără să răspunzi. Ai înțeles, Adelaide? Da, domnișoară. Ah, bunicule! Ah, visa!
Sam, sunt în Frankfurt, nu mai sunt printre munții mei iubiți. Cum se face că e așa întuneric aici? Heidi nu era obișnuită să doarmă pe întuneric, fiindcă în căsuța bunicului nu existau draperii, iar razele soarelui o trezeau în fiecare dimineață. Dar nu văd nimic! Bună dimineața, tu, Sebastian! Ce mai faci? Mulțumesc bine, domnișoară! Sper că și dumneavoastră vă simțiți bine. Pot să-ți cer o favoare, tu, Sebastian? Scuzați obrăznicia, domnișoară, dar de ce îmi spuneți tu, Sebastian? Pentru că așa mi-a spus ieri domnișoara Rottermeier pe când luam masa. Nu-ți mai aduce aminte? E adevărat, așa a spus domnișoara Rottermeier, dar nu e nevoie să respectați cu strictețe cuvintele ei. E de ajuns doar Sebastian, fără acel tu. Și acum spuneți-mi ce aș putea să fac pentru dumneavoastră. Da, aș vrea să pot vedea peste palatul acela înalt de afară. Uite cum o să facem, domnișoară Heidi. Aceasta este fereastra de la ultimul etaj al casei. E atât de diferit de ceea ce speram să văd. Cum adică? Mă gândeam că voi vedea măcar un brad, un munte sau măcar o câmpie cu flori colorate. Biata Heidi, îi era atât de dor de munții săi dragi, însă nu putea să-i spună Clare că ar fi vrut să plece. Clara ținea atât de mult la ea și la prietenia ei. Liniștea și pacea absolută se găsesc numai în paradis, unde totul e calm. Inima mea se umple de bucurie la gândul că... Aceste cuvinte îi aduseră aminte lui Heidi de Braz. De munții săi iubiți și de bunicul său. Și pierdut în aceste gânduri... Heidi! Heidi! Încearcă să te concentrezi, Heidi! Ești mereu cu capul în nor și dacă nu ești atentă, nu vei învăța niciodată alfabetul, chiar dacă l-ai studiat zi de zi. Ia exemplu de la Clara! Hai să vedem dacă îți amintești primele trei litere ale alfabetului. Litera aia are coarne! Ce? Sunt cornițele caprelor pe care le duce Peter la păscut. Mă întreb dacă acum sunt cu el pe munte. Cred că da, pentru că se duc mereu. Dorința de a se întoarce acasă devenea tot mai puternică, iar Heidi era din ce în ce mai tristă. Într-o zi, sosi pe neașteptate bunica Clarei. Bine ați venit, doamnă Seseman. Mulțumesc. La întrebarea ce fel de fetiță era Heidi, domnișoara Rottermeier spuse: E o fetiță neobrăzată ce face numai necazuri. Într-o zi s-a urcat pe acoperiș pentru a vedea mai bine priveliștea și altă dată a adus acasă un coșuleț plin cu pisoi. Ca să nu mai spun de broaștele țestoase cu care s-a jucat în sufragerie sau de flașnetarul pe care l-a adus să o cunoască pe Clara. În sfârșit, se încăpățânează să nu înveți alfabetul. Vă asigur că nu am mai văzut niciodată o fetiță atât de needucată și obraznică. Am un cadou pentru tine, Heidi. Hai, încearcă să răsfoiești cartea. Liniștește-te, Heidi. Te rog, nu mai plânge. De ce ești atât de tristă, micuță? Știi ceva, Heidi? Cartea aceea ascunde multe povești minunate pe care le-ai putea citi. Dar trebuie să ștergi lacrimile și să înveți alfabetul. Doar așa vei putea afla ce scrie în carte. Cu multă blândețe, bunica îi explică lui Heidi cât de minunat este să poți citi poveștile care se ascund în acea carte și cât de importantă este rugăciunea în momentele grele de tristețe. Uite, îți place desenul acesta? Cine știe către ce se uită păstorul? Nu ai vrea să știi să citești ca să afli povestea lui? Da, aș vrea atât de mult! Ce frumos trebuie să fie să știi să citești!
Din acea zi, Heidi început să se roage Domnului în fiecare seară înainte de culcare. Doamne, te rog, aș vrea să învăț să citesc și ajută-mă să mă întorc acasă la bunicul meu. Mi-e atât de dor de el și aș vrea tare mult să-l strâng din nou în brațe. Nu-mi cred urechilor, însă micuța Heidi a... Iar Adelaide? Ce a mai făcut de data asta? Nu, n-am făcut nimic rău, din potrivă, am o veste bună. Vreți să spuneți cumva că Heidi a învățat să citească? De unde știți? Poftim? Când tatăl, păstorul, își văzu fiul, inima lui se umplu de bucurie. Inima lui se umplu de bucurie. Heidi își dorea atât de mult să învețe să citească și reuși. Doamne, îți mulțumesc că m-ai ajutat să învăț să citesc. Acum nu mai trebuie decât cealaltă dorință, să pot să mă întorc acasă la Peter, la căprițe, la munții mei dragi și la bunicul meu. Uf! Oh, bunicule! Din păcate, cea de-a doua dorință a fetiței nu avea să se împlinească foarte curând. Eu am terminat, mulțumesc. Oh, dar nici nu te-ai atins de mâncare. Știu, dar nu mi-e foame. Înțeleg. Heidi devenea din ce în ce mai tristă. Până când, într-o noapte... Oh! Cine e acolo? Aaaa! Ajutor, fantomă! E domnișoara Heidi! Melancolia și dorul de casă au devenit atât de apăsătoare pentru biata Heidi, încât s-a îmbolnăvit și a devenit somnambulă. Din acel moment, nu s-a mai putut dăgădui sau ignora marea ei tristețe. Sărmana micuță vrea atât de mult să se întoarcă acasă. Sfârșit acasă! Oh, Heidi! Oh, bunicule! Micuță Heidi! Cât mă bucur să te îmbrățișez din nou! Nu voi mai pleca niciodată la Frankfurt! Bunica Clara a spus că pot să rămân aici cu tine pentru totdeauna! Ce bucurie, micuța mea! Și asta nu e tot, bunicule! Clara a promis că primăvara următoare va veni și ea aici! Oh, ce veste bună! Micuța Heidi numără zilele, lunile și, în sfârșit, mult așteptata primăvară își făcu apariția. A venit Clara! Clara! Heidi! Clara, nu mai puteam de nerăbdare să te revăd! Și eu îmi doream din tot sufletul să vin, Heidi! Pentru a o face fericită pe Heidi, Clara s-a hotărât să se odihnească puțin în casa bunicului, care, în adâncul inimii sale, spera să o facă pe fetiță să meargă. Ce frumos miros paiele! Locul acesta îmi pare chiar ca acel paradis descris în cărțile pe care le citeam împreună cu profesorul. Pentru mine e și mai bine, fiindcă aici e totul adevărat. <gântu-i>
duce până acolo. Bine, la revedere. Ce bună este mâncarea! Nici măcar în cele mai bune restaurante din Frankfurt nu se mănâncă așa de bine. E cea mai bună mâncare pentru tine, Clara. Laptele de capră e foarte hrănitor și tu ai nevoie să-ți întărești oasele. Hai să vedem cine termină prima. Cât de bun! Bunicului Heidi sperea să o facă pe Clara să meargă. De aceea o îngrija cât putea de bine. Fetița devenea din zi în zi mai puternică și mai sănătoasă. Într-o zi, Heidi și Peter se hotărâre să o ia pe Clara cu ei, la păscutul caprelor. Bunicul a dus-o pe Clara în brațe până în vârful muntelui, apoi îi lăsă singur pe copii, promițând să se întoarcă spre seară ca să o ia pe Clara. Nu am văzut niciodată un loc atât de frumos. Bună ziua, căprițe! Ce drăguțe sunteți! Clara! Clara! Nu ai idee câte flori se văd acolo sus, sunt mii și mii de flori colorate. Adevărat? Da, dacă vrei să le vezi, te iau eu în spate. Nu, mulțumesc, Heidi, dar sunt prea grea ca să mă poți duce tu. Ce mult aș vrea și eu să merg. Să mergi? Dar bineînțeles că poți să mergi! Peter, vino încoace! Ce? E deja ora prânzului? Nu stă gândul decât la mâncare! Vino aici, te rog! Hai, sprijină-te pe mine, Clara! Nu o să reușesc niciodată! Sus, nu te da bătută! Este inutil! Peter, ține-o bine pe Clara! S-o ținem amândoi de o parte și de alta! Doar atât de rău! Rezistă, Clara! Trebuie să ai încredere ca să reușești! Mă doare mult mai puțin. Hai să continuăm. Știi? Nu mă mai doare aproape deloc. Uite, Heidi, merg. Eu merg. Nu mai obosesc și picioarele mele se mișcă singure. Da, Clara, picioarele tale se mișcă. Tu mergi. Fantastic. Extraordinar. Este un miracol. Acum încearcă să mergi singură, Clara. Clara poate să meargă! Heidi și Clara i-au scris o scrisoare doamnei Sesserman, rugându-o să vină repede la ele, căci îi simțeau lipsa. Nu i-au spus însă că micuța Clara învăța să meargă. Cele două fetițe voiau să-i facă o surpriză. Și el! Bună, tata! Clara! O, Dumnezeule sfinte, Clara! Tata, bunică dragă! Clara, draga mea, tu mergi! Spune-mi că nu visez! Clara! Clara! Nici că puteai să-mi faci un cadou mai frumos. Și dacă visez, vă rog să nu mă treziți. Nu e un vis, tată. Bunico, ai văzut? Pot și eu să merg. Ești fericită? Sigur că da, draga mea, sunt atât de bucuroasă că nu știu ce să spun. Nu o să vă pot mulțumi niciodată îndeajuns, domnule. Ați înfăptuit o minune pentru Clara, pentru familia mea. Cum aș putea să vă mulțumesc? Nu e nevoie, domnule, meritul nu e al meu, e al iubirii, al munților, al lui Heidi și Peter. Și al Clarei, normal. Oh, Heidi, n-aș fi reușit niciodată fără tine. Iubirea și natura înfăptuiseră o minune. Heidi era acum cu adevărat fericită alături de Clara, Peter și bunicul său. Și mai presus de toate, se întorsese la munții săi dragi pentru totdeauna.